Vă salutăm pe toți, bine ați venit pe acest live. Îl am alături de mine pe prietenul meu Moro, care prietenia lui îmi face onoare și nu vreau decât să zic că mulțumesc că a venit tocmai de la Galați, unde face masteratul. Masteratul, da bro, dar om serios, nu? Nu așa îți place? Ba da! Păi și fac masteratul, poate mai încolo. Deocamdată să iau examenele, că am foarte multe examene, că din cauza survivor-ului n-am reușit să fiu la examene. La examene și acum... Înveți, trebuie să înveți acum. Deci eu am de învățat, trebuia să învăț într-un semestru. Dar și tu motivați să te duci la facultate, gen acum, la master, acum. Știi care e faza? Care e scop? Pentru dezvoltarea mea personală. Pentru pasiunea mea pentru istorie. Eu... Bă, deci vreau să vă zic că în fiecare seară Moro ni povestea istoria României, istoria religiei, mă interesa pe mine în mod general. Istoria tuturor... omor musca asta. Lasă-mă, istoria tuturor, ni povestea despre toate alea. Da, da, și pasiunea mea este istoria. Eu mi-am dorit să fac istorie. Mama mi-a zis: bă, să te cresc și să ajungi tu cineva în viață. Și ce lasă istoria? Că și sunt învățătoare și este foarte greu. Adică nu cresc. De drept. Bă, Moro. Să mor dacă nu. Până din pasiune. Am pasiune. Bă, am văzut. Dar, da, în fine. Ești tare. Oricum ai multă cultură generală. Ai, bro, și ar trebui să arăți asta oamenilor. De ce să arăt? Că știi, ești nebun. Păi și acum ce vrei să fac un podcasting despre istorie și... Da, vrei? Hă? Da. Serios? Să fac un podcast, dar te iubi pe tine. Da. Ia. Păi cu mine poți să vorbești despre istorie? Habar n-am, profesorul meu de istorie se ducea la băut, ești nebun, îi dădeam nici așa nici am pe teren. Serios? Da? Da. Na, pe mine, la mine nu. În fine, bă, fii atent, Moro, eu sunt curios de niște lucruri la tine. Știi, ți-am spus că eu sunt fanul tău. De prima. Da, 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 dar eu tot sunt fanul tău. Fii atent. Vreau să-mi spui, eu ți-am pregătit niște întrebări aici. Special, gândite. Poți să-ți dai mai așa. Așa, așa, deci fii atent, bro. Care a fost primul tău contact cu boxul? Cum ai ajuns tu să faci box? Ce-ai fost înainte de box să faci chestia asta? Deci, cum s-a întâmplat la tine? Că eu sunt curios. Bro, eu sunt fanul tău. Kickboxing, nu box. Kickbox, adică și cu picioare. Și cu picioare, da. Și da. Cu genunchi și, da, ceva de genul. Păi... mă omor musca asta, bro, să mă arăt. Bro, e dintr-o întâmplare. Da, mă, ne deranjează. Ai o de aia de omor muște? Da. Să fii dotat. Aduceți de aia de muște. Acum ne năpădesc muștele pe noi. Așa, spune-mi. Bro, la mine a fost foarte simplă situația. În clasa 12 m-am lăsat de rugby. Și după asta, băiatul, după un anul 2 de facultate, m-am dus la o sală de kickbox. Slăbesc. Acolo la kickbox, slăbesc. O să văd și eu cum e acolo. Deci problema cu kilogramele te-a adus campionul României. Fie tembră. Și m-am dus la o sală de echipă, Mihai Constantin, m-am dus să mă bat, dar mă băteam exact ca la țară. Adică nu exista sală de clinică, una, două, trei, croșuri, nu, puh. Asta-i sfânta stângă, mor! Asta-i sfânta stângă, l-ați auzit? Bă, m-am dus... Și m-am intrat pe ring, îi băteam pe toți la sală și m-am întrebat pe selecție. Eu zic că nu se aude Moro. Nu se aude? Nu se aude Moro. Cheamă-l pe ăla. M-aud ea. M-aud? 1, 2, 3, 4, 5. Eu te aud. M-auzi? Ia. Nu se aude Moro. Nu se aude Moro? Nu-l auzim pe Moro. Acum ce-am zis? Am jurat pe Jador. Ia. Ia. Stai poate de aici. Se aude acum? Tătuțu, se aude? Mai ales Cătălin nu se audă, cheamă-l pe ăla, te rog eu.
Uite, mă, se aude, mă, și că a zis că se aude, uite. Ia, ține-te, mă, așa. Așa. Gata. Am dat vreun picior pe aici. Nu se aude, ia vezi, nu se aude, moro? Da, mă, acum se aude? Ia. Nu se aude. Vai de capul. Nu. Stai, vreau să povestesc povestea vieții mele. Băi, da, vreau să povestească povestea vieții lui, dar ce ați ratat-o. Nimic și m-a pejat Dorel, auziți, bă, m-am săturat. A? Uite, mă, se aude, uite, se aude foarte încet. Da. Poți să dai mai tare? Aici e un buton, ceva de genul. Păi mă omor în musca asta, să moară Cipriano, urăsc. Ia, uite. Ia. Acum se aude? Mamă, bă, nu faceți mișto dat, acolo, bă, băieți. Alina Lica ne-a dat 5 lei, 5 lei, ne-a 5 lei. Ia, 1, 2, foarte puțin mă aud încă ăștia. Bro, foarte puțin. Nu știi ce să faci? Dă gain-ul mai tare de microfon. Eu pe jadurile l-aud. Mă auzi? Vorbim amândoi aici, mâncați-aș gura, ia. 2. Ia, la jador cum e. Da, mă, se văd. Acum apacă mă aud. Acum te aud. Dar mai bine aud pe jador, mă jur, eu mă aud foarte slab. 2, 10, 9. Ia uite ce bine l-aud. Nu te auzi, auzi. A plecat și băiatul, s-a terminat șmecherie. Întoarce microfonul. Da, mă, că îi pun microfonul de la mine la moroi, ai nevoie. A zis ceva să întorc microfonul, ia. L-am întors, ia să vedem. Ia. Ia, ține-l așa, aia. Bă, mă auzi sau nu mă auzi? Ai șeful meu, mă rog. Ia să văd. Tăi că a căzut iPhone. Ia, gata. Mă auzi sau nu mă auzi? Acum se aude, auzi. Ia, gata, hai. Ia, zi. Ia. Ia, nu, am o întrebare. Ia, am o melodie pe care o cânt acum și să văd dacă lumea înțelege. Ia, auzi. Ia, ia. Ia, ia. Ai găsit soluția, da. Dacă... Mergi sau nu? Da? Ma. Gata, se aude acum? Da, se aude foarte bine, perfect. Da. Gata, mă, gata, ne auzim. Da, se aude tătuțu, gata, mă, bă, nu mai nu? Panicați în halul ăsta, nu se aude. Ia stai, mă, așa, mă, mâncați în jur. Eu am vocea mai tare, mă, ia. Uite, eu mă aud acum, brother. Te auzi, nu? Și mă aud și găști. Da, la mine eu mă aud. Nu te auzi. 2, uite, ne-a dat 2 euro. Moro, se aude microfonul tău, jador. Wow. Ah! Bro, hai cum să vii? Nu mai, mă, hai să vorbim amândoi la aceeași microfon. Bro, fii atent, hai, zi tu. Deci, întreabă-mă, hai. Deci fii atent. Întrebarea mea era așa. Cum, știi, eu ți-am spus, că eu îmi doresc mult să știu, cum ai ajuns tu să te bați? Cum ai ajuns tu să fii ca... Bro, povestea mea nu este... Uite ce lumea vrea să... Pe bun... Povestea și ce... Ce să mai facem? Microfonul mai în partea alaltă. Da, nu e nicio problemă, ăsta nu se aude deloc. Acum merg amândouă. Doi, nu merg. Nu se aude, nu se aude că nu-l aud în... Ia vezi, n-are bine băiatul la el. Mai scoate-l, mă, mai bagă-l unul. Doi. Hai. Dar ai prins măcar? Ia vezi, a prins? Are un verde acolo. Bă, cred că da. Nu e, ia. Nu e. Că nu-i aprins. Ah, văd aia. Doi, nu se aude, bro, lasă. Hai, mă, hai. Bun. M-ai întrebat cum am apucat de K1, da? Da. Foarte simplu. În anul 2 de facultate m-am îngrășat, că făcusem 6 ani de rugby, da? Chiar am jucat și la echipa principală a Iașului și băiatul s-a dus frumos la K1, s-a înscris, așa, ca un începător, ca toată lumea care se duce la o sală de kickboxing sau de forță, știi? M-am dus, m-am înscris și am început să mă bat în sală. Și m-a văzut antrenorul meu, bă, dar de unde ai ieșit? Ce cu tine? Cum de-ai ajuns aici? Păi m-am dus să fac de pasiune, de plăcere. M-am luat o preselecție, de acolo m-au văzut promotorii,
Diu, cine este nebunul ăsta moldovean? De tu, tu te băteai, gen? Bro, mă băteam... Îi băteai acolo pe oamenii aia, de, erau cu tine acolo. În sală? Da. Normal că îi băteam, brother, dar noi nu veam. Ești nebun. Normal că îi băteam. Îi băteam și de acolo am ajuns să fiu... Bă, nu se audă, mă, frate. Vezi că ai și niște cabluri pe aici, poate din cauza asta. Da, mă, se aude, gata, hai. A? Se aude, mă. Da, mă, ne auzim, gata, ce ai? Da, calmează, nu mai fi pani, te simt așa, așa stresat și adorel. Nu sunt. Și stresul mi-l transmit și mie și bine, nu știu. Hai, noroc, da. hai ca să, ca să, să trecem. Bun. Ideea e felul următor. Băi, deci tu când te-ai bătut prima oară cu primul. Da. Tu nu știai nimic. Nu. E da cu pumnul de. Din fundul grădinii. Sfânta stângă, știi? Sfânta stângă, Marcus, Sfânta stângă lui. Da, brodere. Doi. Acum se aude, nu mă aude. Lasă, bro, că stăm aici amândoi. Da, mă deranjează, că eu... A? Gata, mă, ne auzim. Fii atent. Și uite așa, fratele tău s-a apucat de kickboxing, fără să am carieră de amator, fără să fi participat la o competiție internațională și datorită talentului meu și cred că Dumnezeu, eu am un destin, bro. Destinul pe mine m-a ajutat să fac ceea ce fac eu în momentul de față. Și uite că vezi, în momentul actual, am reprezentat ceva pentru kickboxing-ul din România. Și m-am luptat cu luptători de top mondial. Și uite, sunt aici. Sunt aici fără să mă gândesc vreo secundă că o să ajung eu persoana care sunt acum. Bă... Adică, ți-am spus, fiecare în viață are un destin. M-am gândit eu vreodată un băiat de la Grajduri, da, dintr-un sat la 18 km de Iași, făceam naveta cu trenul și mă prindea nașul când nu aveam bilet, să ajung și vedetă TV, să apar la televizor? Niciodată, bro. Bă. Nu m-am gândit asta o secundă. Pur și simplu, așa a fost să fie și îmi urmez destinul. Și nu știu cum familia ta, când te-ai bătut, tu, când ai început, te-au ales oamenii, nu? Promotorie. Da. Te-au ales. Da. Ei, maică ta, cu taică tu, sunt niște oameni tradiționali. Normal. Așa, ei, oamenii ăștia, ce ți-au spus în legătură cu că tu vrei să te faci boxer, să te bați? Ce faci, bă, băiatul, bă, tu la bătaie? Te-am crescut, te-am educat, să ajungi avocat, să ajungi intelectual. Te-ai dus la bătaie. Ce putea să zică mama și tata? N-aveau ce să zică, plus că eu mereu am făcut tot ceea ce am vrut eu. Adică dacă eu aveam o pasiune, trebuia să mi-o urmez. Și m-am dus și am făcut chestia asta. Deci părinții tăi nu au fost de acord cu asta. Normal că n-au fost de acord. Bă, mă, crezi că și la mine la fel? Serios? Da. Tata vrea să mă fac de asta, am dat la matematică informatică. Ce vrei să ajungi? IT-ist, mâncați? Internaut, IT-ist și eu... IT-ist, mâncați și cu niște ochelari și te văd pe față cu niște ochelari așa intelectual, să vorbești cu... asistent manager, nu știu, au niște denumiri corporatiști care mă depășesc. Bă, deci fii atent. Ia zi. Eu le spun eu copiilor, care sunt uită mulți copii la noi, da. Eu le zic, bă, indiferent de ce vă sfătuiesc părinții să vă faceți, faceți-vă ce vreți voi. Corect. Și asta e foarte important, să-ți urmezi visul. Viața e așa de scurtă, bro. Și dacă nu facem ceea ce ne place nouă în viață, o să trăim degeaba. Faceți ceea ce vă place vouă și ăsta e sfatul meu pe care îl dau oricui. Bă, ceea ce trebuie să faci tu și ceea ce simți tu să faci. Este foarte important. Tu cu soția ta te cunoști de la 17 ani, mi-ai spus. Da, ea avea 16 ani și eu aveam 17 ani. Am doi virgini. Da, bro, prima mea femeie pe care am avut-o în viața mea la 17 ani, soția mea. La modul serios. Știu. Și ei știu ce să faci. De unde să știu? Habar n-aveam. Bro, prima oară m-a făcut de rahat. Ce vorbești? Asta este. Am pornit cu stângul. Adică am avut momente... După aia mi-am revenit, îți dai seama. Ei, mamă, mă. Da, nu, fără Caterinca. Da? Nu, chiar nu știam. Dar ce tu știai? Nu. Păi și știu unde a fost prima oară la mine? Ia zi. În veciu.
Du-te, mamă, în WC-ul la ea. Ce trist, mâncați-o și... Dar în WC-ul la țară. Nu. La țară, mă. Bă, la țară, mă. Da. De la de curte, mă. Da. Bă, ești nebun. Tot acolo m-a prins. Doamne, Dumnezeu. Și cum am fost, broadere? Ia explică. Cum s-a întâmplat? Ia. Păi mirosea hândel. Peste tot. Ploua afară și ne-am băgat acolo. Mi-a reușit să mă gândesc în casă. Chiar a taigăsul, știi? Eram la poartă la ea. Și am fost în la ea acolo, în grădină, cum ar veni. Și fac lângă el, pupături, dar nu, o a ieșuat și la mine tot. Ai ieșuat și tu? Da, am ieșuat. Păi atunci, vezi, bro, suntem frați. Tu negru și eu roșu, nu contează. Păi tu stai pe scaunul roșu și pe scaunul negru. Exact. Nu, și care ideea? Tot o dăm în bară. Ce vezi, fim perfecți? Până învățăm. Asta de volumul 100% la microfonul de la... E la maxim. E la maxim. Gata. Bă, se aude, da? Da, se aude. E ok, bravo. Bă, deci fii atent, normal. Ați prins 25 de citești. Da, de volumul. Am citit, da. Așa, bun. Zi, bro. Moroșanu, mai vină și tu pe la grajduri. Păi am venit, bro. Am trecut, dar numai că mă duc la părinții mei direct. Deschide poarta frumos, pac, și am la grajduri. Deci fii atent. Ia zi. Altă întrebare. Da, am pregătit. Altă curiozitate, ia zi. Deci cu părinții tăi ai fost de acord, dar asta ai zis că nu. Nu am fost de acord. Dar soția ta ce a spus? Dar soția mea ce să zică, bro? Ce putea să zic soția? Bă, când te vedea... Era, nu era soția mea, era iubita mea, bro. Iubita ta. Hai să spun o chestie. Și să știi toată lumea care ne vede și ne ascultă în momentul de față. Soția mea, iubita mea, m-a susținut în tot ceea ce vreau să fac în viață. Când cineva te oprește la ceea ce vrei tu să fii, înseamnă că acea persoană nu te iubește sau este foarte egoistă. Ce ai făcut, mâncație și nimioara ta? Ce ai, moră, mă spari să moară civilan. Broadere, dar asta, păi cineva care te iubește, te iubește așa cum ești tu, cu tot, cu bune, cu rele, cu visele tale. Despre asta vorbim, broadere. Iar ea mereu a stat lângă mine. Când am fost la Constanța în preselecție, a venit săraca cu trenul, noaptea a ajuns, târziu. La Constanța a fost preselecția? Da, a fost o preselecție pentru local combat. Și a venit săraca... Aia a fost prima ta preselecție, gen? Da, bro, și a venit săraca la aproape de sfârșit și a venit și am reușit să ajung. Da, mă, femeia mea, soția mea, a stat atunci când eram la început, ea a venit lângă mine, bro. Și nu mi-a spus niciodată să nu mă lupt sau alte chestii. Asta mi-a plăcut foarte mult la ea și așa trebuie să fie o relație de respect între ambele persoane în cuplu. Fraților, dacă am ceva care îmi place, mă accept și cu bune și cu rele așa cum sunt. Și dacă am un vis, trebuie să mă ajuți să-mi urmezi visul. Când cineva te oprește să-ți urmezi un vis, așa e și ce-i spui, du-te la o parte. Și am încheiat discuția. Puși cuprinzător. Mi-asum chestia asta. Ia, că nu mai pot. Așa am făcut și eu. Trei chestii, vă pupăm. Trei chestii. Știți, de la tine, de la Iași. Face serialul ăla, Moldovenii. Da, 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 da. Bă, tu, luptător, campion mondial. Mar 2. Toată lumea, Zipro, da. Gagiți pe tine la greu. Da. Cum ai gestionat tu cu gelozia? Că era sigur geloasă. Nu există femei, toate sunt geloase. Bro, normal să fie, e normal ca soția mea să fie geloasă, dar primea mesaje. Nu că aș fi fost o mare frumusețe. Mai grav e la tine, broadere, că tu ești frumușel, arăți bine, știi? Ui, mă omoară ăsta, de fiecare dată spune așa. Băi, ești nebun, dar... suntem bărbaței! Nu contează. Bă, contează să arăți și într-un fel, știi? Eu nu eram mare frumusețe. Și nu sunt nici acum. Dacă te-ai bătut toată viața normal. Păi ar fi culmea, ce vrei să fiu? Nu, asta este. Normal că au fost momente grele, dar până la urmă iubirea învinge de fiecare dată, brodere, știi? Și important e să înveți din toate greșelile pe care le faci tu. Bă, din podcastul ăsta... Așa. Eu am învățat ceva, din prima de acum. Zi, bro. Știi că orice mai sfătui tu, eu am luat în seamă. Orice mai sfătui. Și ai văzut. Da. Că ai o experiență, ești
Cum? A, nu degeaba am 36 de ani. Sunt bătrân, cum spuneai tu, mă? Bătrân. Bătrânule, aveți glume bătrânești? Așa spune brother-ul, nu așa spune? Ca un bătrân. Ai, ce vrei, mi-asum, ce vezi, mai sunt, mai am 20 ceva de ani. Deci, fii atent. Eu am lăsat oamenii care n-au fost lângă mine și lângă visul meu. Așa. De asta. În fine. Deci soția ta nu era geloasă. Era. Era geloasă, bă, orice femeie. Îți spun chestie. Să ții minte asta de la mine. Că noi bărbați suntem nenorociți. Femeia tot timpul trebuie să pună piciorul în prag ca tu să o respecti după aia. Nu merge că las pe Jadurilă să facă ce vrea ea sau ce vrea el sau las pe Cătălinuțul să... Nu. Mereu femeia trebuie să fie femeie, bro. Și normal să pună piciorul în prag. Asta nu înseamnă că trebuie să o lași sau să te desparți de ea. Sau asta este, pune piciorul în prag și faci datoria de femeie. Trebuie să fii conștient de lucrul ăsta. Că dacă n-ar pune piciorul în prag, ne mai respectau. Și e normal să reacționezi așa. Da, așa e, mă. Hai, dă un aibit, ce dracu, stai da, băieți aici, așa ce... Da. Nu trebuie să fie femeia stâlpul? Ce înseamnă stâlp, bro? Când tu o iei pe arătură, ai se te trage de mânecă, da. E stâlpul ăla care te trage de mânecă, să nu o iei pe arătură. Bă. E simplu. Păi nu? Da, așa e. Da, despre asta vorbim. Hai să te pun mai aproape să te auzi. Bă, o întrebare. Deci fii atent. Nu mă auzi? Te aud, ești nebun, te aud. Ia, ce nu mai că te aude toată România, broadere. Deci fii atent. Fii atent. Tu, înainte de vreun meci, după meci, sau vreodată, ți-a fost frică vreodată de vreunul cu care urma să te bați sau trebuia să te bați? Bro, lumea nu știe, fii atent. Ți-e frică de fiecare adversar cu care te lupți. Și chiar dacă știi că unul este slab, tot îți este frică. Că s-ar putea să-ți dea un pumn din greșeală. S-ar putea să-ți dea cheu. Frica aia e de fiecare dată când intri pe ring. E o frică, e o teamă. Fai mamă, băi, îmi dai emoții numai la cât îmi spui. E normal, broadere, pentru că e o frică din aia, pentru că niciodată nu știi ce se va întâmpla. Nu poți să fii tu sigur, mamă, ce bun sunt eu. Nu. Mereu trebuie să ai frica aia, pentru că în momentul când organismul tău intră în sistemul de apărare, tu atunci dai ce mai bun din tine, broadere. Și în momentul când te lupți cu ăla, dai totul. Totul. Dacă îl vezi jos, îi mai dai încă una. Așa e mentalitatea mea. Așa trebuie să gândești. E un sistem de autoapărare a fiecăruia. Și mie mereu mi-a fost frică de fiecare adversar. Până când și mai la Mike Tyson spunea. Când intra pe ring, avea emoții și era frică. A toți ne este frică, bro. Bă, știi ce? Eu, când subestimam, de exemplu, când jucam cu unul mai slab, de exemplu, când jucam cu Sorin, știam că e slab pe traseu, îl subestimam, mergeam la mișto, știi? Și ajungeam de cele, uneori să mă bată Sorin, știi? Pentru că subestimam. Așa e. Ți s-a întâmplat și asta? La mă refer la... Nu, în ring, că în ring nu prea ai fost învins. Greu. Acum, m-am bătut cu un neamț și l-a scălbat rapid. Hop, mi-a dat două numărători, brodere, într-o repriză. Două numărători, mi-a dat un genunchi în cap, am căzut jos. După asta m-am dus iar pe el agresiv, mi-a dat un genunchi pe contră. Mi-a făcut două numărători, am zis că pierd meciul. Noroc a avut. Ce lumea, de aceea Morșan de Sfie nasul tău. Ascultă sfatul, îți vreau, da. Da, păi, am ascultat sfatul lui. Mă crez că toată lumea mă întreabă, bun, și cel cunun pe Jadurel. Da, mă, normal că cunun. Bă, când am stat amândoi în Survivor, mai ții minte, da? Da. Eu țin minte. Atunci ne-a fost cel mai greu la amândoi, bro. Da. Și atunci se văd caracterele. Acum că beau un pahar de vin, că avem burta plină, e altă combinație. Dar când am fost acolo, vai de capul nostru, să nu uiți în viața ta. Fai, în momentul când faci o promisiune, o faci, brodere. Pe mine m-au terorizat emisiunea, zic sincer. Tu știi că nu m-am uit deloc la ea? Nu ți-a căzut părul din cap? Cum să mi-a crescut părul, brodere, ce să cadă? Nu ți-a căzut părul din cap? Când? După ce ai venit de acolo. Mi-a căzut puțin, bravo. Și mie mi-a căzut, bro. Bine, eu am chel când am intrat în emisiune. Și după aia m-am tuns. După ce m-am tuns, chiar simțeam că îmi cade părul. Îți cade părul din da, cap? Da. Știi de la ce? De la ce? De la soare și de la stres, ești nebun. De la nemâncat, mă cred? Posibil. Acum să știi că ai dreptate, că acum nu mai cade. Nu mai cade așa de mult. Tu știi cum sunt eu? Moro. Ia zi.
Tu nu mă vezi cât de gras sunt? Eu mă chinuie acum să-mi țin organismul frut, ești nebun. Să-mi țin organismul, că slăbesc. Tu nu vezi că eu sunt mai mare ca tine acum. Câte chile ai? 100. Ai 100, eu am 90. N-am niciodată atât de multe. Păi m-am îngrășat și mă chinui să... Și știi cum mănânc? Azi am mâncat tot ciorbe, ești nebun. Și organismul asimilează tot, că e frică că o să ajung iar în starea aia de flămânzi. Exact, dar e o chestie normală, brother, ce vrei să faci acum? Dacă mai bem și un pahar de vin... Mai am întrebări, stai. Hai, gata, hai. Băi, deci fie. De frică ți-a fost frică. Da. Gen, de fiecare, nu că ți-a fost frică, îți luai o marjă de eroare. Da? Normal, da. Da, nu era așa. Chiar frică, n-aș numi eu așa. O marjă de eroare. Corect. Că frică nu e, că tu ești deloc. Nu contează, bro, dar tot frică se cheamă. Ok, zi-o, da, zi-o mai departe. Așa. Așa. Povestește-mi o chestie amuzantă înainte, în ring sau după aia. Cea mai amuzantă chestie care îți vine acum în cap. Gen, care s-a întâmplat tu și s-a venit să râzi. Sau ai râs, sau a râs toată lumea. Bro, o chestie comică. Nu, o chestie comică. Am avut un meci la un moment dat în Italia. Nu mai țin minte, în Milano, nu mai țin minte exact. Și la un moment dat au venit toți fanii, toți românii. Dacă tu te duci în Italia sau în Spania, dacă spui ceva de Moroșanu, ăia te-au mielit. Adică am așa de mulți fani acolo și niște oameni care țin foarte mult la mine. Într-adevăr, bro, și când am ieșit, diaspora să știi că e mai mult respect pentru noi ăștia, deci care oamenii mă iubesc așa de mult acolo. Și din toată lumea te iubește, mă rog. Din acest motiv mereu mi-am dorit să... Meciul de retragere, să zic, uite, am vrut în Londra să mai fac un meci și la fel să merg în fiecare zonă din diaspora. După ce s-a întâmplat, după ce s-a terminat meciul, a început, unul mi-a luat o mână și altul mi-a luat tricou și m-a dezbrăcat, bă, de tricou. Dă-mi tricou, că mai avea puțin și mă lăsa în chiloți, ești nebun la ta. Deci m-am trezit, am ieșit de pe ring, au năvălit toți fanii mei. Unul mi-a luat o mănuș, altul a luat o mănuș și unul m-a dezbrăcat. Ți-am zis, dacă mă lași și short, rămâneam în chiloți, ești nebun și cu ochilie, iată, bani. Eu nu știam cum zic, bă, na. Povestește-mi în faza amuzantă, în Italia. Păi, asta a fost o fază amuzantă, na, faze amuzante. Nu, vreau una așa ca să râd. Dar n-ai ce să râzi, broadere, ce să spun ție faza amuzantă la mici? Băi, mie mi s-a păzut faza aia amuzantă. Îți rup capul acolo, tu ce faza amuzantă să spun ție? Știi când mi s-a părut mie faza amuzantă? Ia zi. Am văzut la un moment dat pe TikTok, dădeam așa, și ei dat era unul mare, tare, tatuat pe față. Și-a tras tu un pumn în gură și-a căzut jos. Și tu ai zis, cicul ăsta, cine este aici? Aduceți-mi unul care să mă bat, cicul ăsta aici? Aduceți-mi un om că vreau să mă bat. Tu aveai chef să te bat și n-aveai cu cine. Nu, brother, acolo a fost o altă situație. Tu vorbești de negru ăla, nu de tatuat. La tatuate m-am încălzit adversarul cu două săptămâni înainte și l-am găsit pe Ivo Cook. Era un tatuat din Austria, știi? Avea meciuri MMA, era foarte bun. Și culmea, când meciurile sunt în meciurile noastre, se întâmplă să dai o lovitură și dacă e prins o bucată, nu se mai ridică, știi? Atunci s-a întâmplat în primele 20 secunde când am tras o bombă de aia. Am tras o bombă! Exact, brother, exact. Sfânta stângă. Exact, cu pumnul în cap, cu capul exact în pumnul meu a intrat băiețarul. Și am mort. Nici eu n-am înțeles. Mă uitam la el, bă, frate, ce se întâmplă aici, știi? Că... Ce râză, băule? Nu, și care faza că mereu aud comenturi. Mamă, blat. Bă, brother, când îți dau un pumn în cap, mai faci blat? Eu dacă îți dau ție acum o bucată și caz jos, ce o zic cu mea? Mamă, blat, Moroșanu cu Jador a făcut un blat. Nu, brother, că ți-a dat una în cap, ai căzut jos, nu mă ridici. Frate, mea șmecherie. Da, faci un blat de tort. Auzi, la Survivor. Auzi, vezi, la Survivor spunea un Moru. Bă, Moru, nu mai intra așa tare în ăștia, că bă, ăștia sunt copchii, nu sportivi ăștia. Ia, mă! Dar nu i-am omorât, brodere. Le rup picioarele și mâinile. Eram în stare. Numai, bro, și ia-ți mă chestie. Tu ai avut, sincer, în Survivor, ai avut un calm, o inteligență mult mai mare ca mea. Ai știut să zâmbești când te atacau băieții, când se luau de tine. Tu nu știi, brodere, ce-ți făceau ție și ce-ți spuneau. Sunt și tu știai lucrul ăsta.
Era băiat deștept. Normal. Mereu ai da, să mă dă-l încolo, dă-l aia. Și ce acum vezi fac să... A, tu ai avut inteligența asta. În schimb, eu am pus ca prostul la inimă, la suflet. Și eu am în stare să-i mănânc pe toți. Dar până la urmă, asta este. Până, bă, Radorin, tu ai observat o chestie? După Survivor o să nu ai rămas prieteni. Și până la urmă, caracterul și sufletul contează cel mai mult. Acolo când suntem în Survivor, totul este 100% real. Pentru că suntem dezbrăcați de toate măștile noastre, nu avem burță să-l prindim sau bem un pahar de vin, nu putem să afișăm neapărat o anumită, cum să spunem, condiții de relaxare. Și acolo e greu, brother. Abia acolo se văd caracterele adevărate. Moro, ai făcut de grijuzător, probabil că și tu la un meci. Păi mă bate ăsta de mă strânge, ați nebunit? Cred că s-aude ăsta, s-aude. S-aude. Bro, fii atent. 20, da, s-aude. Auzi, Radorel. Se aude bine, fii atent, drag. Mai ții minte când era să-l bați pe Cosmin? Da. Mâncația și nimeni ta, Cosmin care caratist, campion mondial. Boss, avea un pumn. Așa ține din pumnul ăla. Dacă îi dă o bucată lui Cosmin. No, și crede-mă, brodere. Nu, atunci erai nervos. Eram în stare. Și eu cred că dacă te dai o bucată, puteai, nu știu, erai... Nu știu, Cosmin e campion, nu știu, dar eram nervos, ne-am certat, ne-am cerut scuze după aia, dar na. Bă, Cosmin a peste altă e un băiat bun, nu e un băiat. Da, da. Nu, deci comparativ nu, cu toți ceilalți, da. Cosmin a fost, era băiețaș. Își vede în afară de anturajul nostru. În afară de anturajul nostru, exact. Da. Dar atunci, brother, te-am văzut așa cu piciorul în gips, să mor dacă nu te-aș ai făcut un pumn, nu te-aș ai făcut un pumn. Deci, ia. Să moară Ciprian dacă nu ai pumnul mai mare ca meu. Nu e. Du-te, mă, ești sapă, ești nebun. Bă, ai pumnul mai mare ca meu, ia uite. Nu e. Și mai negru. Mamă, deci atunci, în momentul ăla, dacă pedeai una, brother. Nu e, de forță, tu ai forță multe tare. Dar tu n-ai. Cum e că n-ai? A, da, am, dar n-am așa, modestie. N-am, mă, așa, ui. Zi, brother, te bați, fac o gală, da. Și te bați cu o vedetă din, da, România? Da, cu, pe cine vrei, ai tupeu? Da. Hai să căutăm, ce vedetă are tupeu să bat cu tine? Hai să facem o provocare acum. Cine vrei tu? Bă, dar unul de kilogramele mele, ce? Da, brother, și dacă, de exemplu, fanii tăi spun, vreau să, ca Jador, să bată cu nu știu cine, te bați cu el? Dacă ei zic așa, da. Să mor dacă nu-i zis. Eu fii atent, eu te cunosc pe tine. Ai o forță în tine să moară Gibran. Deci tu chiar ai avea șansă mari să câștigi. Cu oricine te bate. Nu. Băi, nu fi nebun, calmează-te. Eu știu ce vorbesc. Eu te-am văzut când ne-am luat la trântă. Mai ții minte când ne luam noi la trântă. Atunci noaptea, da, când am avut aia compinsul. Da. Aveai forță, brodere. Uite și acum, uite, ești cărnos, ești tare. Da, mă doare piciorul acum, mă rog, trebuie să mă duc să mă operez, eu știu. Și treaba are piciorul, că te bați cu pumnii, nu? Cu pumnii, brodere, ce cu piciorul? Ce treaba are? Aminta din Anglia, pentru că te respect și te apreciez. Mulțumim frumos, vă pupăm. Mulțumim. Uite, Dani Mocanu, Țancu Raganu. Ia uite, brodere, cu cine te simbați, pe drag. Țancu Raganu, Dani Mocanu, ia să vedem. Azbulah, nu știu ce este Azbulah. Aldea Minune, brodere, te bați cu Aldea Minune? Ia uite. Cu Gianni Chiriță. Maaa! Cred că Gianni vrea. Nu știu câte chile are. Dacă... E cam de aceeași categorie cu tine. Ia uite. Dorian Popa. Mamă, Dorian Popa! Cum ar fi, mă, cu Dorian Popa să te lupți? Da, dacă vrea ne băgăm. Ce Jator vorbești cu dacă... Brodere, Dorian Popa dacă și cai are dinții aia... Fațete. Fațetele. Ce ai făcut, brodere? Lași fără dinți? Bine, glumesc acum, și Dorian Popa e și prietenul meu și n-am fost cu el într-un reality show, e băiețaș. Stai, bro, stai că el aici la mine. La tine sticla? Eu la tot lângă el. Da, mă, da, puteam să avem grijă, nu? Ce? Păi nu mai bei, bea. Nu, mai beau, dar trebuie să mă concentrez acum, că dacă mai pui o întrebare de baraj, s-ar putea să nu știu să răspund. Ce întrebare e de baraj? Da, habar n-am, nu știu. Mai știu ce mă întreb, mă panichez după aia, ce fac? Și cum se întrebă eu chestia asta, de nemul? Cât suntem pe live? 3500. Bun. Cât, mă? 3500. Sunt mulți, nici eu n-am avut. Shelly. Cu Shelly, da, nu. Shelly. Micuță, Shelly. Micuț, bă, să bați cu Shelly, uite, cu Bogdan Mocan. Dar e tovarășul tău, brodere, nu? Bogdan e mult mai greu ca mine, dar îl sparg să moară Ciprian. Îl spargi pe Mocan? Nu pe știu. Bogdan? E tovarășul tău, brodere. Suntem cam așa. N-ai cum. Bogdan e tovarășul tău, eu zic să nu amestec una cu alta. L-am sunat aseară. Și ce a zis? Știi că era încertat cu el. A sunat aseară. Că lumea nu știe. Ei,
Ești supărat pe mine, l-am tras două înjurături, gata, ți ajunge cu supărarea, mătii. Să știi, să știi că Bogdan Mocanu e un băiat foarte inteligent. Eu l-am văzut, sincer, și crede-mă că... Nu se bată Jador cu Zani. Băi, Doamne Dumnezeule, uite, bă, neapărat. Nu vreau, e mică, nu. Și dacă îi dai, bă, să, nu, mică. Dar nu, auzi, nu... Cu Zani nu te bați cu pomni, cu palmele, nu, ca de femei. Nu, e copchile. Da, glumesc, da. Copchile. Copil, da. Nu te să... Eu? Am cum. Știu, Jador, știu. Avi talent. Nu, e, nu. Nu mă bat eu. Dacă doar cine știe, ce, cum. Te bați, mă. Uite, cu Fulgi. Te bați cu Fulgi. Nu. A? Nu, nu că are probleme în familie acum. Da, nu. Avem talent. Se bată cu Uite, Stalin. Uite, Jador vs. Alex Vela. Cu Stalin vreau. Bă! Îl sparg. Te bați cu Dințosu? Da. Cu Dințosu? Da, îl sparg. Mă crezi că îl sparg? Bă, da. Acum sincer, trebuie să văd o chestie. Și Stalin și Sorin sunt super băiețași. Da. Au fost băiețași. Da. Hai că eram, îi luam noi acolo, Survivor, normal, și acum dacă stau și mă gândesc, era normal să iei cu ei. Da. Dar tu ai văzut că după ce am plecat noi, s-a terminat toată șmecheria, nu mai niciun haz în Survivor? Bă, nu știu ce audiențe mai au acum. Nici eu nu mai știu, dar ideea este că multă lume îmi spune mie, bă, Cătălin, după ce ai plecat tu, Jador, după ce plecat și Culiță și Sorin și Stalin, s-a terminat, nu mai e același Survivor, știi? Am un serios să spun. Bă. Eu spun ce spune lumea. Nu știu ce da, eu spun că așa e. Păi lipsă de modestie. Nu crezi? Ți-a fost greu, mă, nu? Să fie greu unde? La acolo, la Survivor. Bă, tu ai crezut că-ți dă mâncare? Bă, ești nebun, tu ai crezut că-ți dă mâncare? Băi, dar stărea că te-a stat singur, tu spui că a fost greu, dar tu ai stat... Tu n-ai stat cu mine? Ba da, mă, ba da. Și atunci, de ce mă întreb dacă mi-a fost greu? Ia, pune-ți. Stai leacă, dar tu ai fost în altă lume sau așa unde ai fost? Așa fi tot mai bine acum. Unde ai fost tu? Măi, deci fii atent, tu. Tu erai așa, cum să zic eu, invincibil, tu ești invincibil. Brother, invincibil la bătaie, pe ring. Dar acolo, toți eram egali. Nu conta că ești Moroșanu, că ești Jador, că ești Cosmin sau că ești Culiță. Nu conta. Acolo ne dezbrăcam de grade, știi, și eram oameni normali. Și câteodată uitam chestia asta și singurul care mi-amintea de lucrul ăsta erai tu. Îți spune, bă, nu uita că ești Moroșanu. Și zic, bă, dar eu uitasem. Uitasem de propria mea persoană, Jadorel. Și tu veneai și spune, bă, tu să ești tu, calmează, ce ești prost la cap. Știi, foarte multe ori m-ai încurajat cu chestia asta și chiar apreciez lucrul ăsta. Băi, și pe mine, de vreo două, trei ori m-ai scos din depresie, să știi. Păi mai ții minte când te-ai dus la spital? Ți-a făcut remene la spital și erai venit, ai venit Hai în depresie. Hai să vă povestesc o fată. Mamă, cum erai. Povestește-mă tu. Dar zi tu, broadere, că tu... Fiți atenți, am fost la spital și în spital normal, te ia cu mașina. Eu mergând, noi mergeam de obicei la probili sportivi cu barca și un fel de... Cum spuneți, un fel de... Remorcă. Remorcă, da. Remorcă, da. Da. Remorcă o remorcă. Era. O remorcă era, da. Ei, și când mergeam eu cu remorca aia, când m-au dus la spital, m-au dus cu salvarea. Păi și când am simțit în salvare confortul ăla, gen, că plutea așa, știi? Gen, nu mai era ca în... Da, cum... Zgâția și ficatul și tot, tot. Nasul era, da. Era așa, am ajuns la spital. Băi, în fața spitalului era moro un chioșc. Îl țin minte. Nu știu dacă ai fost vreodată la spital. Era un chioșc. Îl mi-l imaginez. Erau Lay's, erau de-astea, frutoane, sucuri, dulciuri. Și eu nu băgasem nimic în gură două, trei luni de zile. Și acolo, în fața magazinului, erau Lay's. De toate. Băi, li s-au făcut milă până și la aia care erau cu noi aici, nebun. Și ne păzeau. Până și la aia li s-au făcut milă. Uite, am găsit în secheie. Bă, atunci mi s-a făcut, cum să zic, vedeam oameni fericiți pe stradă, mâncau. Am fost acolo. Bă,
Și strângeam de pe jos cu Albert niște de alea, nu știu cum este. Da. Niște un fel de fructe. Da. Și da. S-a uitat unul la noi așa, gen, bă, băschitarii ăștia. Bă, băi, moro. Bro, dar lumea nu știe că eram păziți. Eram păziți ca pârnăiași. Boss, da. Fii atent. Lumea nu știe, în Survivor era mai rău ca în pârnaie. În pârnaie aveai țigări, în pârnaie aveai de trei ori mâncare pe zi, în pârnaie aveai jocuri, jucai cărți, jucai table, jucai poker, jucai ce vrei tu. Dar acolo, ce jucau jucătorii? Ne trezeam la ora 7 dimineața și ne uitam așa pe cer, venea palmierii. Ce făceam, mă? Mai ții minte cum eram? Boss, eram varzi și ne pun la cap. Că lumea mă întreabă și asta mă disperă cel mai mult. A fost pe bune? Bă, vă sunteți proști? Bă, vă uitați la mine cum arăt? Cât de mult am slăbit? Normal că a fost pe bune. A fost pe bune. Că mulți sunt, mamă, că voi cred că ați mâncat după off-record. Zi, mă, am mâncat noi ceva off-record? Nu. Dacă dădea, poate mă dădea orez la consiliu, mă dădea câte așa, câte o dădea caserul ăla de orez. Și abia după două luni am început să ne dea orez seara, să mai mâncăm, că eram praf, eram varză. În rest ce mâncam? Nu mâncam nimic, eram varză, ești nebun la cap. Mai ții minte? Cum adică? Și mai aud alții, domnule, e pe bune? Da, să știi. Băi, ești nebun să bagă milioane de euro într-un show ca Survivor? Milioane de euro să bagă? Și tu spui, dacă a fost pe bune? Eu, crede-mă, eu cred că cu emisiunea asta am bătrânit 2 ani de zile. Și nu exagerez. Adică psihic, am bătrânit 2 ani de zile. Și să știi că m-a schimbat foarte mult pe mine ca persoană și ca individ. Și pe mine. M-a făcut altfel. Și pe mine, să știi. Vezi? Da. În viață totul cu scop, jătorel. Mai mult lucrurile. Normal. Da. Și, eu și persoanele iubite, și pe mama, și pe tata, și pe fratele meu, și prietenii mei. Înainte nu-i prețuiam. Nu că nu-i prețuiam. Mi se părea că am ceva mai important de făcut. Lasă, domnule, că sun eu. Alo, da, mai sunat iar. Ești bine, da, hai bine, pa. Înțelegi? Și făceam chestia asta fost. Tu o faci și eu fac. Poate și o facem și acum. Și Survivor ne-a învățat să ne iubim oamenii care sunt importanți pentru noi, brother. Te intram vreodată în depresie? Eu atunci am intrat în depresie. Eu am intrat în depresie, brother. Eram în depresie mult. Mult. Când ai stat în spital, pe ce ai plecat tu la un moment dat. Și... Nu, a fost... Am avut momente grele. Nu a fost ușor pentru mine, să știi. Să spun la modul ce mai serios. A fost foarte greu, brother. Nici n-aveam cu ce să mai stau, adică Culiț era cu Zani, cu Sebi. Dar și tu cu... știi foarte bine de ce era Sebi cu Zani. Culiț a ieșit, putem să spunem. Culiță. Acum, fii, suntem amândoi. Da. Culiță. Care spunea că, mamă, că nu știu ce ai făcut tu. La sfârșitul concursului, cu cine a stat? La sfârșit, tot cu Elena, a stat cu Ștefan, da? Și ați dat seama cam târziu că de fapt trebuia să stea cu mine și cu tine, Culiță. De când am plecat eu. De când ai plecat? De când ai plecat tu, brother? De când am plecat, ce-a dat seama, dar i-am spus. Și-a dat seama de Zani, și-a dat seama de Sebi. Eu i-am spus. Nu trebuia să stea cu noi? Doar ca să îi hrănești. Păi da, Culiță îi hrănea. De ce n-am făcut-o cu noi, brother? Uite, vezi, sunt și chestii pe mine care mă deranjează. Deci, o crezut și el că ce să creadă, brother? Eu cu el eram cel mai apropiat, eu cu tine eram cel mai apropiat de el. În fine, nu mai contează, nu vreau să mai răsculesc acum chestiile astea, dar ce a fost, a fost. Na. Nu, dacă mergeam la spital, ne întreabă lumea dacă stăteam la spital, ne dădea mâncare. Nu, gen, în cazul cum eram eu cu piciorul rupt, da, mi-mi dădea, dar în cazul în care doar te duceai la control, nu-ți dădea. Nu-ți dădea nimic. Ce să-ți dea? Adică era mai bine dacă stăteai acasă, că acasă, la... Pinsulă. Pinsulă. Da. Acolo măcar pinsul, mai mâncai un cocos, mai spărgeai un cocos, luai macetă, știi ce, hap. Știi ce e de apreciat, mă rog? Nu mai știu cum e acum, oricum, de 5 întregi, e mai ușor. De când am plecat noi, Survivor o deveni mai ușor. Să știi că o deveni mai ușor. Da, văd, da, nu era. O mai slăbit băieții, adică nu o mai slăbit. Sunt mai ok, adică nu-i văd, da. Dar faza e că... Bă, mie mi se pare că... Foarte mulți dintre ei, dintre oamenii ăștia, bă, să ceartă așa, nu știu, am văzut o secvență pe TikTok, ne-a dat sângele lui Elena pe nas, unul a zis că se preface și că s-a scormonit în nas. Doamne! Ai văzut?
Eu știu faza asta, știu faza asta. Că... Da, da. Tu dai seama la ce nivel au ajuns, brodere? Să creadă că s-a scobit în nas, îi curgă sânge și se preface. Vezi ce face, mă, concursul ăsta din tine? Scoate ce mai rău. Deci se prefac sau nu? Ce se prefac? Nu, mă, gen faza aia, cu dău, practic au spus că Elena s-a prefăcut. Păi cum se prefac cineva că îi curge sânge din nas? Nu mai înțeleg asta. Eu zic că s-a scormonit în nas, din cazul ăsta. Brother, ia scormonit și tu acum în nas, fietele dracu, până scurge sânge. Dă-i drumul, hai să văd. Când îți curge sânge? Uite, acum facem un live. Uite, tu ne urmărești toată lumea acum. Hai. Da, mai drept. Hai, dă-mă, naibi. Da. Despre ce vorbim? Hai că mă scomunesc eu, să mor, dar e urât. Ne vadă toată lumea că aș face chestia asta. Sau dacă ceva vrea să încerci acasă, să comunească nas, să vadă dacă, cam cât timp îi curge sânge și când îi curge sânge. Despre ce vorbim, brodere? Da, hai, dă-mă, naibi, ce suntem oameni normali. Zi, vii cu mine vineri la cântare. Nu vin până în Focșani, ești nebun la cap. Ai la Constanța, pe sâmbătă. Nu știu, brodere, nu mă mai corupi. Nu, am treabă. Dacă eram în București, veneam. Ce vrei, mă, să faci tu pe viitor? Care e visul tău? Brodere, visul meu este să deschid Academia Cătălin Moroșanu. Am luat un spațiu foarte, foarte frumos la Rome Expo, de 580 de metri pătrați. Acum am muncitori acolo și băieții se apucă de treabă. Cam într-o lună de zile dau drumul. Vreau să antrenez copii. Vreau ca Academia Cătălin Moroșanu să fie exact cum este Academia Gheorghe. Deci tu o să fii un fel de Dan Bursuc pe sport. Brother, eu sunt deja Dan Bursuc pe sport. Pentru că eu sunt promotor. Eu sunt, am promoția Dynamite Fighting Show. Da? Eu sunt promotor. Eu adică sunt Dan Bursuc. Găsești talente exact, care se bată. Exact, și promovezi. Dar antrenorul, știi ce înseamnă antrenor? Crește pe cineva. Îl crește, îl antrenează, îi spune, stai așa, stai în gardă, fă aia, deci tu nu ești antrenor, ești promotor. Eu sunt promotor, brodere, da. Și acum, pe lângă faptul că sunt promotor, vreau să fiu antrenor, dar vreau să antrenez copii mici. Îi iau de la o vârstă fragedă și să-i cresc în 10 ani de zile să ajungă top. Eu asta aș vrea. Ăsta e visul meu. Eu deja sunt Dan Bursuc în lumea în lumea K1. Mi-a dat mesaj, Dan, te sun. Da? Ce a zis? A. Bă, deci poate mă faci pe mine de asta. Luptător? N-am, mă, nicio treabă. Bro, ai spus că te bați? Da, mă, da, dar cu să cine? Găsești unul, nu știu. Dar vreau să te bați cu unul, ia să-i spun iPhone-ul ăsta așa. Tac, așa îl pun? Mhm. Auzi? Ăsta săptămâna viitoare îl va câștiga cineva. Serios? Cine, da. Da. Tot ce trebuie să faceți ca să câștigați acest iPhone, trebuie să dați follow la Jador, la Burger Factory și să activați clopoțelul pe YouTube ca să câștigați iPhone-ul ăsta și bandana mea. Mamă, e 12? Da. Și că eu n-am iPhone 12, trebuie să-mi iau și eu. Poate îl câștig eu, brother. De comment, abonează-te. Da, mă, abonezi, ești nebun. Știi că poți, nu? Da? Poți, da, cum? Dacă te alegi pe tine, că e un din ăla, de alegi, nu eu aleg, un sistem din ăla. Un sistem, da. Da, și te alegi pe tine, dacă te alegi, foarte tare, nu mai știi. Ți-l dau. Da, noi o să mai zic că lumea cum facem blat acum, știi? Da. E, nu, nu mai, las, îmi cumpăr eu unul și cu asta basa, ca să nu zic lumea, nu știu ce. Ia, Moro, ai face un match de box cu Andrei de la Războinici. Andrei, boxerul, da. Să știi că băiatul era talentat. Avea 20 și cât ai? 21 de ani avea, nu? Da. Era un băiat talentat, brodere. Era foarte talentat. Și... Dar de unde știi tu că e talentat? L-am văzut, la un moment dat făceam cu el box cu umbra, știi? Și el dădea croșeii directe și eu la fel și ne feream unul de altul. Da. Și vedeam că știi joaca, știi? Știa joaca, știa să ducă într-o parte, în alta. Avea jocul ăla, știi? L-am văzut, l-am simțit. Deci dar e boxer, boxer, Andrei. E boxer, da. Nu, 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 nu e fraier Andrei. E băiețaș. E chiar și cu bun simț. Mi-a plăcut foarte mult și la Marius și la Andrei. Mi-a plăcut foarte mult bun simțul lor. Da, da. Să știi. Deci, fii atent. Dacă vine Andrei de la Survivor. Așa. Și el îți propune să fii promotorul lui. Da. Accepti? Normal că accept. Deci, Andrei.
Bro. Ți-a făcut lipeala aici. Live. Bro, nu-i normal. Bă, am trecut prin atâtea lucruri împreună. Am suferit, am concurat unul împotriva altuia. Nu-i normal să fac lucrul ăsta, să fiu promotor, să ajut să ajungă cineva. Măcar în lumea, nu știu, el e boxer acum, nu știu, să vedem. Eu sunt în lumea kickboxing-ului, e altceva la mine. Dar dacă aș putea să-l ajut, îl ajut toată inima mea. Cum sunt? De ce nu? Deci copii care sunteți talentați și vreți să faceți box și care kickbox, vedeți asta? Kickbox. Copii care vreți să faceți kickbox. Da. E aici Moroșanu, care este Dan Bursuc în kickbox. Broadere, fieten, de când deschid de Academia Cătălin Moroșanu, o să fac o preselecție și este invitat oricine din România, nu trebuie să fii luptător profesionist, să vină la preselecție. Mă jur. Oricine care se crede că e Smart 2, îl învii la mine la preselecție, la Romexpo. Vă aduc pe mama. Lasă! Mamă! Da, brother-i. Da, boss. Cam asta a fost live-ul. Da. Mersi, mă rog, că ai venit. Jadorel... Bă, deci eu și eu îmi doresc, dar eu vreau să vin la tine la Academie, așa, să mai slăbesc, să mai dau și eu. Nu, că până ai zis că te bați. Băi, mă, bate, de ce știu eu că eu sunt cioban? Dar te bați cu, tot așa, cu o vedetă care nu știe, la fel ca tine, adică nu vreau să te bați cu profesionist, ești nebun? Te bați cu unul, să arăți României cât de șmecher, cât de zbardoi ești. Ca așa, prin vorbi boss sau pe internet, fii atent, oleacă. Moroșane, la sol te pricepi? La sol nu prea mă pricep, bro. La sol, și vezi că e foarte greu la sol. Mamă, e foarte, trebuie să știi BJJ, trebuie să știi judo, alte chestii. E greu la sol, e foarte greu. Bine, și în stand-up, și în picioare e greu să te lupți, dar și solul, e o anumită artă și acolo. Nu crezi că gata... E la trântă, nu? Ți ia mâna, să o întoarci. Bă, ca să știți de ce câștigam eu la jocurile de forță. Eu la jocurile de forță, în general, mă duceam ca taur în față. Bă, să mă duc să-l dau pe la jos. Și mă rămâns, bă, nu, concentrează-te, ușor, ușor te duci pe el. Și la urmă, când l-ai prins, buf. Atunci o dai. Da. Și aveai forță. Mă ții minte când, nu știu, ai făcut cu cineva, te-ai împins. L-ai distrus, brother. Bă, da, dar era și mică în față de mine. Nu te nu, în afară de cu cinte, nu mai țin. Cu mustii. Și mic, brother, că era mai mare ca tine, ești nebun. Mai mare, da. Bă, Jadorel, l-ai distrus, l-ai dezmembrat. Da, băi, dar de cu sapă, ești nebun, ești bravo, brother, așa te vreau. Forță, forță, brother. Deci cam asta au fost live-ul, vă pupăm, nu uitați să vă abonați, like, share, subscribe, dați-i lui Moro follow pe Instagram, căutați Moroșanu și găsiți Aribif acolo. Mersi, mă, că ai venit. Bro, eu îți mulțumesc pentru invitații și le mulțumesc tuturor că au fost alături de noi. V-am pupat, o seară frumoasă și fiți alături de Jadorel.